Bun găsit la știri, sormărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Eroii care au luptat pe front pentru apărarea pământului românesc au fost astăzi sărbătoriți de administrația locală din Pașcani. Ei au fost aduși la sediul primăriei, loc unde au primit diplomă de onoare și bandă, dar și o cupă de șampanie. Apoi s-au depus coroane la monumentul eroilor de la capelă. Trei preoți au oficiat o slujbă religioasă. Data de 29 aprilie este marcată ca fiind ziua veteranilor de război. La Pașcani, în acest an, administrația locală alături de consilieri au decis să-i sărbătorească pe eroii municipiului, cei care au fost pe câmpul de luptă în război. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului României. A urmat apoi o slujbă religioasă dedicată eroilor care au pierit, dar și celor care sunt în viață, oficiată de trei preoți, împreună cu protopopul Pavel Postolachi. Ne rugăm acum și pentru odihna sufletelor adormiților robilor pe Dumnezeu, eroi ai neamului nostru românesc, căci veterani căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului. Primarul municipiului Pașcani, Dumitru Pantazi, a mulțumit și consilierilor locali că acest eveniment are loc, fiind un moment în semn de prețuire și apreciere pentru veteranii de război din localitate. Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi aici, la acest eveniment la care administrația locală, primăria, consiliul local, a găsit de cuvință să organizeze acest eveniment în semn de prețuire și apreciere pentru dumneavoastră și pentru cei care nu mai sunt printre noi astăzi, dar care, alături de dumneavoastră, au luptat pe câmpurile de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc, a culturii, a spiritualității românești și nu în ultimul rând a proprietății. Protopopul Pașcanului Pavel Postolachi a propus ca la anul acest eveniment să aibă loc în Catedrala în construcții. Statul român a fixat o zi de sărbătoare a veteranilor, ziua de 29. Când nu veți mai fi, avem obligația să vă pomenim și să vă bucurați acolo în ceruri. Și eu sper, dacă nu la anul, dar eu sper că la anul, asemenea întâlnare în 29 aprilie sau într-o zi apropiată, să o facem chiar în catedrala noastră pășcăneană. Asta ar însemna, a fost gândul meu venit acum în timpul rugăciunii, în timpul slujbei. Președintele Asociației Veteranilor de Război din Pașcani, Vasile Petril, a transmis și el un mesaj camarazilor cu ocazia zilei lor aniversare. Totodată a mulțumit că nu sunt uitați de către cei din conducere. Veteranii de război aduc prin dosul de recunoștință tuturor celor care au căzut la datorie din iubire pentru neam și țară și care sunt o pildă în munca noastră de zi cu zi pentru folia scupă ascupe vase în patria România. George Cosmuc spunea, nimic pe lume nu e sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să vor ca luptători înfășurat în trei culori. În sala de căsătorie, acolo unde a avut loc evenimentul, pe lângă familiilor veteranilor au fost prezenți și cei aflați la conducerea orașului, de la consilier local până la funcționari publici. Unul dintre ei a luat și cuvântul, Vasile Avrămiuc, a adus în atenție câteva clipe din război povestite în cadrul unui interviu la un ziar județean de către un erou dintr-o comună din apropiere de Pașcani. Amândoi au fost mobilizați și primiși pe frontul 1941 și au luptat în regimentul 3 motorizat. Într-o zi caldă de toamnă, cu reflexii aurii, ne-am întâlnit la o vișinată. Cine a fost acolo la cotul Domnului, nu-și poate închipui grozăria războiului, ne spunea Vasile Barez.
A urmat apoi momentul de premiere a eroilor. Edilul, împreună cu viceprimarul Gabriela Nedelcu, a mers la invitați pentru a le dărui diplomele și banii. O să mergem la domnul Anton Direcției G. Vasile, dacă este în sală. Adulaga Gheorghe Mihai urmează. Domnul Blaga, acolo, da? Bun. După domnul Coman. Cei prezenți au putut vedea peste 60 de piese adunate din războiul de independență și nu numai. Medalii, plachete, omagii ale diferite forme de arme au fost expuse în sală din partea Muzeului Municipal. De asemenea, pe câteva panouri erau fotografii imortalizate în timpul războiului și de pe câmpul de luptă. Pentru aceste expoziții sunt prezente un număr de peste 60 de obiecte. Sunt expuse obiecte originale, sunt obiecte de război. Sunt expuse decorații, medalii, inclusiv și documente militare care au însoțit armata română în primul război mondial și al doilea război mondial. Nu au lipsit cupele de șampanie servite de eroi. La eveniment a fost prezent și fostul viceprimar al municipiului Pașcani, actual deputat PSD, Vasile Axinte. Un alt moment așteptat a fost cel al depunerilor de coroane la monumentul din curtea bisericii Înălțarea Domnului de la cimitir, timp în care a fost adus omagiu, preotul Pavel Postolache a cântat o melodie despre război, sacrificiu și viață. Ale laurilor păi, spre mai dulce somnul fericiților eroi, pe copii la sânul vostru caritații coace prâneau și țara lor. Menționăm că din cei 28 de veterani de război din municipiul Pașcani, cât mai trăiesc, au fost aduși cu mașini puse la dispoziție de administrația locală. De la 1 iunie crește prețul apă și canalizare. În ședința de Consiliu Local din Târgu Frumos, aleșii au votat un proiect de hotărâre privind această majorare propusă de Societatea Apa Vital Iași. Potrivit documentelor, prețul fără TVA pe un metru cub de apă ar urma să crească cu 20 de bani, la fel ca și cel pentru canalizare. Printre altele, operatorul motivează această majorare cu necesitatea investițiilor în cele 150 de sate din județ, fără aceste utilități, precum și creșterea numărului de salariați. Aleșii locali din Târgu Frumos au votat în ședința de Consiliu Local majorarea prețului pentru serviciile de apă și canalizare. Potrivit documentelor transmise de Societatea Jana Pavital administrației din oraș, tarifele fără TVA ar urma să fie majorate cu câte 20 de bani, atât pentru apă cât și pentru canalizare. De la am văzut că o să majoreze cu 0,20 la apă potabilă și 0,20 la canalizare. Au împărțit 0,11 la canalizare și 0,9 la depurare. Mai au depus aici un tabel ca să confirme că nu sunt cei mai scumpi din țară, sunt și alte județe cu alte prețuri mult mai mari. Dacă acum, pe facturile utilizatorilor, prețul pentru un metru cub de apă plus canalizare costă 6,26 de lei cu TVA, după majorare va fi de 6,72 de lei. În expunerea de motive, operatorul a precizat că este necesară această majorare din mai multe cauze. Una dintre ele ar fi investițiile în cele 150 de sate din județul Iași, care nu au aceste utilități, precum și creșterea numărului de salariați în urma extinderii teritoriale. Mai avem un tabel aici, o notă de fundamentare, prin care n-am chiar trebuit să trecem să justifică dânsii, dar probabil că să justifică față de ăștia de la NRSC, care o să le aprobi, sau le-au aprobat, da, le-au aprobat majorarea. Menționăm că prețul practicat în acest moment de apa vital Iași este pe al 31-lea loc în țară, cele mai mari tarife fiind în Constanța, Argeș și Dâmbovița, cu până la 8,78 de lei cu TVA.
TV. Vorbește liber. Sorin Olariu a motivat la începutul ședinței de astăzi că recurge la această modalitate de protest pe motiv că proiectele inițiate de el nu sunt puse pe ordinea de zi pentru a fi dezbătute și aprobate. Consilierul PMP a mai spus că executivul local nu îi răspunde la întrebări și interpelări, iar serviciile de specialitate îi sabotează demersurile legislative. Eu începând de astăzi, este o perioadă de timp, n-am să mai stau la masă cu dumneavoastră și n-am să mai votez hotărârile care sunt pe ordinea de zi, cu excepție, să vă spun care mai târziu. Asta vrea să fie un protest față de modul cum dirige domnul primar și aparatul de specialitate din spațiul domnului primar, față de cum se comportă domnilor, față de consilieri din opoziție. Și vreau să motivez și ceea ce am spus, din faptul că nu ni se pun pe ordinea de zi proiectele, nu ni se răspunde în termen legal la interpelări, la cele pe care noi le facem, aparat de specialitate, ne dau, nu ne dau aveze, nu ne fac raport, nu ne întormesc rapoartele. Consilierul Pășcănean nu a părăsit sala de ședință. A stat pe un scaun în rândul invitațiilor și chiar a votat favorabil proiectul de buget al Societății Locale de Salubritate. A avut și un schimb de replici cu unul dintre consilierii PSD, care l-a invitat la microfon atunci când are de făcut comentarii pe marginea proiectelor. Numele care au spărut la un moment dat din fondul primăriei de seapă, în acest cont de secuții sau ce s-a întâmplat în zona asta. Nu prea se aude domnul consilier de acolo din spate. Să înregistrez mai de aproape, să auzim și noi, nu? Dacă v-ar fi interesat ce spun, dacă vreau să ați vorbit la temă, să înțeleg și eu ce vreți să spuneți. Și grupul consilierilor liberali a protestat în ședința de astăzi. Liberali au anunțat că refuză să-și mai desemneze candidați pentru funcția de președinte la ședință, pe motiv că până acum au fost aleși doar PSD-iști. Problema a fost discutată în contextul în care președintele ales pentru o perioadă de 3 luni, Codrin Toma, a lipsit de la ședință, iar colega sa de partid, Adriana Dondaș, a fost desemnată să ia locul. Eu personal am crezut de la început că am venit în Consiliul Local, că vom face o, vom face, având în vedere aproape paritatea numărului consilieri locali, vom face prin rotație, vom ține președinția la consiliul local. Am făcut, am încercat, am făcut de 3 ori propuneri, am văzut cum ni s-au aprobat. Cred că nu mai e rost, am înțeles toți care este doctrina la PSD, numai dumnealor vor să fie președinte în ședință, nu avem nimic împotrivă, adică ne vom abține, nu suntem de acord cu acest lucru, dar nu mai facem propuneri. Menționăm că Sorin Olariu a propus înființarea unui centru de colectare de sânge la Pașcani. Proiectul se află în așteptare prin sertarele executivului local, deși problema ridicată este serioasă și de actualitate, în contextul unei crize acute de sânge la nivel județean. Culmea este că inițiativa consilierului PMP a fost atacată chiar de managerul Spitalului de Urgență Pașcani Costică Pânzaru, dar are sprijinul ONG-urilor. Un consilier local din Pașcani vrea să se apuce de prins câinii fără stăpân de pe străzi. Andrei Râznic de la PNL a anunțat executivul local că va merge timp de o săptămână împreună cu echipa de la ecarisaj de la gospodăria comunală pentru a-i sprijini pe muncitori. Consilierul Pășcănean a povestit în ședința de astăzi că a fost atacat de o haită de patrupede și a cerut primăriei să fie luate măsuri urgente. Pentru că e o problemă, sunt foarte mult câini. Eu am avut personal o problemă în centrul orașului, 10 câini m-au atacat, 10! În replică, edilul municipiului a explicat că sunt aduși câini cu mașinile din alte localități și că poliția locală nu a dat nicio amendă până acum. Mai mult, padocul privat din pădurea Moțca este deja plin, iar pentru construcția unuia nou ar fi nevoie de cel puțin 1 milion de lei. Se aduc din afara orașului enorm de multe animale, se lasă din diverse autovehicule, vehicule în marginea orașului și nu am văzut la comandantul poliției o amendă sau o persoană prinsă în acest sens.
În același context, viceprimarul municipiului a tras atenția că activitatea muncitorilor de la ecarisaj este îngreunată de iubitorii de animale, care hrănesc și protejează câinii fără stăpân. Problema câinilor comunitari este o problemă foarte serioasă și trebuie abordată ca atare. Aș mai adăuga la ceea ce spunea domnul primar referitor la faptul că se aduc câini din afara municipiului Pașcani, astfel încât numărul lor în permanență crește, în permanent crește. Mai este și faptul că sunt foarte mulți iubitori de animale care hrănesc acești câini în mod voit, astfel încât îi regăsim, așa cum ați dat și noastră exemplu, în anumite zone. Un alt consilier crede că ar fi vorba despre un fenomen la nivelul întregii țări întreținut de organizații care au interese. Eu aș îndrăzni să spun că această problemă trebuie să fie mai de anvergură în ceea ce privește legislația. Ne împiedicăm de niște chestiuni puierile, aș spune eu, și suntem în situația meșterului Manole. Ce ziua muncea noaptea să strâmba? Păi dacă de peste 20 de ani încercăm să stârpim sau să reducem numărul acesta și el crește numărul, nu cumva există ceva interes în acest sens? Dorin Dorin n-a venit în România ieri, alaltă ieri. Suntem toți mai în vârstă, suntem care știm cum era. Înainte, dacă vedeai un câini slobod pe la țară, nu în oraș, era un fenomen. Acum, de unde? Pentru că... Problema a rămas să fie clarificată prin aprobarea unui regulament privind câinii comunitari. Documentul a fost întocmit de șeful poliției locale și ar urma să intre în dezbaterea Consiliului Local în ședința din luna mai. Cadrele didactice din școli și licee vor fi pedepsite pentru luare de mită, exact ca și funcționarii publici. În Alta Curte de Casație și Justiție a stabilit acest lucru în urma unui dosar cu același obiect. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de marți. Tot în această perioadă se află în dezbatere un proiect de lege care prevede că elevii pot face închisoare dacă agresează profesorii. De marți 25 aprilie, cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat pot fi cercetați penal și condamnați pentru luare de mită. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în urma unui dosar privind o profesoară de liceu din țară care ar fi cerut bani elevilor pentru a-i promova la disciplina pe care o predă. Și obligațiile sunt mult mai mari, în sensul că orice infracțiune care se poate întâmpla într-o școală din partea unui cadru didactic ajunge tot la sistemul de cercetare penală. Potrivit noului cod penal, această faptă este pedepsită cu închisoare între 3 și 10 ani, iar celui vinovat îi se interzice dreptul de a ocupa o funcție publică. Un alt proiect se află în această perioadă în dezbaterea Senatului. De data aceasta este vorba despre elevii care agresează cadrele didactice. Dacă va fi adoptat, aceștia ar putea fi și ei cercetați penal și pot primi închisoare de până la 6 ani. Întregul personal din unitățile școlare nu este pe categoria funcționarilor publici. La o propunere a Federației Spirul Haret, care a ajuns în Parlamentul României, din dorința de a asigura o anumită protecție personalului didactic, am cerut ca aceștia să fie investiți cu statut de autoritate publică. Asta înseamnă, în momentul în care beneficiezi de o protecție în plus, deci ai niște drepturi în plus, trebuie să-ți asumi și anumite obligații. În sensul că, din moment ce, dacă un cadru didactic este agresat pe stradă sau în școală, automat se autosesizează organele de anchetă penală, ceea ce dă un plus de apărare pentru personalul didactic. Potrivit celor spuse de președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Iași, Mirel Pristavu, în ultima perioadă s-au înmulțit agresiunile asupra personalului didactic. Se știe că s-au înmulțit foarte mult agresiunile asupra personalului didactic din unitățile școlare, din partea unor elemente mai turbulente, părinți, copii sau alte persoane rău intenționate, și atunci era nevoie de o protecție în plus a personalului didactic. Menționăm că alte două inițiative privind sistemul de învățământ sunt în dezbatere la inițiativa sindicatului mai sus menționat. Potrivit președintelui Pristavu, este vorba despre reducerea vârstei de pensionare a cadrelor didactice cu 3 ani, fără penalități, și o pensie de serviciu care să o înlocuiască pe cea de drept. Lucrările de toaletare a copacilor sunt făcute unde nu trebuie, spun pășcănenii. În urma mai multor solicitări, echipele de la gospodărie comunală nu au ajuns în zonele unde copacii reprezintă cu adevărat o problemă. Astfel, un cetățean s-a prezentat la audiențele săptămânale, unde și-a spus păsul.
Tot felul de probleme sunt prezentate în fața administrației locale care ține audiențele săptămânale. Astfel, joi a fost rândul primarului Dumitru Pantazi, iar numărul cetățenilor înscriși pe listă a fost destul de mare. Și acest bărbat a venit la audiențe pentru ca problema lui să fie rezolvată. Este vorba despre câteva solicitări făcute la cei de la gospodărie comunală pentru a tăia câteva crengi dintr-un copac care distruge acoperișul unui bloc, mai ales atunci când plouă și bate vântul. Care tot am insistat cu telefonul meu în copac și nu s-a rezolvat nimic. Acum copacul crește din nou pentru că am trebuit de prietea lui și... Ideea este când, când este vânt mai puternic, copacul lovește în acoperișul blocului și ridică internetul care este acoperit. Primarul Pantazi a dat termen o săptămână ca problema să fie rezolvată după ce la fața locului a fost chemat Ștefan Popa, cel care conduce și această activitate. Uite-mă, cum colaborați și cum rezolvați problema? Nu știu cum am să rezolv problema. Dar te duci și o rezolv. O trecut și de pauză, ne-am văzut născut și fana, și voi. Dar pe ce vrești? Păi am tolentat. Tu la tine la... Bio2. La Bio2. La tine trebuie în același. Când față la club am tolentat. Nu știu, nu știu. Dă-i un pământ, iar de-a suia, mi-a promis acolo. Deci trebuie la bărere. Amintim că zeci de copaci din Pașcani au fost în vizorul angajaților de la gospodărie comunală Pașcani pentru a fi toaletați sau, dacă sunt uscați sau prezintă alte pericole pentru cetățeni, pentru a fi doborâți. Pășcănenii au păreri împărțite în legătură cu toaletarea copacilor. Unii spun că este binevenită pentru că cei mai mulți copaci sunt uscați și pot oricând cădea peste oameni sau mașini, alții însă nu sunt de acord cu această acțiune pentru că sluțește pomul. Organizația ALDE din Pașcani rămâne în continuare fără sediu, nu pentru că nu ar fi spațiu disponibil, ci din cauza consilierilor liberali. Ei au votat împotriva proiectului de hotărâre prin care formațiunea politică urma să primească un spațiu în sediul vechi al primăriei. Claudiu Bodașca a motivat că ALDE ar trebui mai întâi să-și achite datoriile moștenite de la Partidul Conservator, formațiune cu care a fuzionat, în jur de 1000 de lei chirie restantă. ALDE, așa cum este în forma actuală, are datorii la municipiul Pașcani. În legea partidului este stipulat clar că atunci când se creează o fuziune, da, între două formațiuni politice, așa cum este acum între PC și PLR, care au făcut ALDE, se preia atât pasivul cât și activul. Atât timp cât acest spațiu a fost închiriat la PC, la Partidul Conservator. Iar Partidul Conservator are înregistrat datorii la bugetul municipiului Pașcani. Acele datorii trebuie transferate la ALDE, cel care a preluat atât pasivul cât și activul. Culmea este că și PNL are datorii de achitat, 5.300 de lei la REA-GCL, dar și PSD 3.300 de lei. Proiectul a primit doar 6 voturi, pentru 9 împotrivă și 2 abțineri. ALDE nu a reușit să obțină nici un mandat de consilier la alegerile locale din cauza rezultatelor slabe. Ce poți păți dacă ești prins la volanul unei mașini condusă pe drumurile publice? Ei bine, un pășcănan a fost băgat după gratii pentru următorii ani. Oamenii legea au oprit în trafic alte mașini unde șoferii nu aveau carnetul auto luat. Dosare penale s-au deschis în aceste cazuri, iar reprezentanții IPJ spun că acțiunile pe drumurile publice vor continua. În urma unui control de rutină pe drumurile publice, oamenii legii descoperă multe. De exemplu, un bărbat dat în urmărire a fost băgat după gratii pentru următorii ani pentru că a fost oprit în trafic și depistat că nu deținea carnet auto. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au depistat un bărbat de 46 de ani, pe numele căruia judecătoria Bicaz a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare. Bărbatul este condamnat pentru comiterea infracțiunii de conducere a pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere. Bărbatul a fost încarcerat în penitenciarul Iași, fiind revocate formele de urmărire emise pe numele său. Aseară, 27 aprilie, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Pașcani împreună cu un jandarm au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 19 ani pe strada Viișoara din comuna Ciohorâni. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tot ieri, polițiștii din cadrul secției 7 Poliție Rurală Târgu Frumos au depistat pe raza comunei Bălțați un tânăr din comuna Belcești care circula cu un moped neînregistrat. În urma verificărilor efectuate s-a constatat
constatat că tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mopedul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, întrucât datele din certificatul de înmatriculare nu corespundeau cu acesta. S-a întocmit și dosare penale în cauză. De mâine se redeschide restaurantul Royal Castel din Pașcani. Meniul este diversificat pentru cei care vor să treacă pragul localului și băuturile de asemenea. Pizza, fripturi, supe sau deserturi gustoase se regăsesc în meniu sau se pot face diferite preparate în funcție de cerințele clientului. Programul este de la ora 13 până la ora 23. De mâine, 29 aprilie, se redeschide restaurantul Royal Castel de pe strada Moldovei la ieșirea din Pașcani spre Moțca. Cei care vor să se destindă în mini-vacanța de 1 mai și nu numai, pot petrece timp de calitate în localul cu un design deosebit și atmosferă de neuitat. Vom deschide de data de 29, adică mâine, sâmbătă, 29 aprilie 2017, și sper să fie bine, sper să facem față și încercăm să creăm un climat frumos, igienic, curat, civilizat și să-i placă la clienți. Meniul este diversificat, iar băuturile dintre cele mai alese se pot servi preparate din carne de pui sau porc, pește, spaghete și una dintre cele mai bune, pizza. De asemenea, se pot găti mâncăruri în funcție de preferințele clienților, vegan sau fără gluten. Mâncare, bineînțeles, este un meniu, listă de meniu și putem oferi la cerere orice cerere vrea, recomandare, comandă vrea clientul. Și avem pizza, băuturi, în general băuturi mai fine, la prețuri accesibile. Nu sunt, am încercat să nu facem prețuri umflate și așa, ținând cont de zonă și de clienți. Putem oferi și diete vegane, celiaci, gluten free, la cerere, în funcție de oaspet. Locația are și terasă pentru zilele frumoase de vară, unde vă puteți destinde cu un fresh sau înghețată. De asemenea, bucătarii vă pot pregăti la grătar și tradiționalii mici cu o bere rece. Mai mult decât atât, acolo se pot organiza și cele mai reușite evenimente din viața fiecăruia. Nunți, botezuri, cumetrii, petreceri onomastice și multe altele. Putem oferi pentru festivități, nunți. Cum vedeți, este un climat strâns, nu prea mare, nu prea mic. Restaurantul aparține renumitului chirurg Abdala Bashir de la Spitalul CF Pașcani. Medicul reușește cu succes să fie în același timp un om de afaceri bun și un doctor care salvează vieții zi de zi. Privește afacerea pe care o are ca un hobby și un mod de relaxare, dar și de ocupare a timpului liber când o să ajungă la vârsta pensionării. Cum reușiți să vă împărțiți între omul de afaceri, ceea ce sunteți aici, și doctorul renumit, ceea ce sunteți aici? Bine, dieta, mâncare în general este foarte importantă. Dacă citiți la fiecare bilet de externare la un 90 de bolnav, este scris dieta conform indicații. Și deci este o filozofie. Noi suntem ce mâncăm. Deci, sau noi trăim pentru să mâncăm, sau mâncăm ca să trăim. Dieta, asta a pornit ideea de mulți ani și o fac de hobby. Și o pregătire pentru pensie. După perioada după pensie. Menționăm că restaurantul este deschis de luni până duminică, de la orele 13 și până la orele 23. Acolo găsiți și cazare la prețuri bune și condiții de lux.
Cei care au norocul unei zile libere încă de vineri și încep concediul de 1 mai vor avea parte de vreme bună. De sâmbătă însă meteorologii anunță ploi, iar temperaturile scad. Nu va mai fi însă atât de frig ca săptămâna trecută, astfel că mini-vacanța nu poate fi ratată din cauza vremii. În weekend vremea va fi instabilă, cerul va fi temporar noros și se vor semnala verse de ploaie, iar pe crestele montane precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 grade, iar cele minime între 3 și 8 grade Celsius. Local, la munte, se va semnala ceață. Luni iese din nou soarele, dar temperaturile maxime rămân în jurul valorii de 19 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârloș și comunele din împrejurim pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Un sfârșit de săptămână cât mai frumos!